Frumoase stare sărbătorile de iarnă la noi în Bucovina. Și apoi, cum să nu știu mândră că-s bucovineancă? Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la anii copilăriei mele, și-a mum tresare inima de bucurie. Iarna copilăriei noastre, cu derdelușul plin de copii galajoși, cu zăpada și sclipea noaptea sub lumina lunii, cu tăiatul porcului, cu stropul de jin șert cu scorțișoară, din care aveam voie numai să gustăm, cu diminețele în care ne trezeam și ne uitam pe geam printre florile de geață cât o mai nins, cu bucuria sării de ajun când ne adunam cu tăță și mergeam la colindat și când ne întorceam acasă cu obraje roșii îngheațați de frig, dar fericiți. Numara merele, nușile și colașeii primiți, tragând de timp, doar a venit moșul până să adormim. Tătea este li simțăm în preajma sărbătorii nașterii Domnului. Șamu va lasă șiți din nou copii, dar mai bine, hai să purședem la drum! Rămâi toți sănătoși, la anul și la mulți ani!
Am remarcat că anul acesta, deși multe dintre localitățile în care aveau loc evenimente cu tradiție au preferat să le amâne pentru anii următori, la dumneavoastră, în mod tradițional, pe 15 august, vicovenii s-au reîntâlnit, sigur respectând măsurile în vigoare. Da, un act de curaj până la urmă, chiar, în aceste vremuri tulburi. Ne-am dorit foarte mult să reluăm acele întâlniri frumoase din 15 august. Dacă în 2020 n-a fost posibilă această întâlnire, în 2021 conducerea primăriei Vicovul de Sus a decis să facem o întâlnire dedicată diasporei din Vicovul de Sus, pentru că știm cu toții, la fiecare casă este cineva plecat în străinătate. Și oamenii așteptau cumva un moment să se reîntâlnească, un moment să-și povestească amintiri și, de ce nu, trăiri pe care le au fiecare în locurile unde i-a dus Dumnezeu. Pentru că chiar dacă sunt în Occident, să știți că dorul de casă, dorul de tradiții, de biserică este imens. Și atunci aceste întâlniri nu fac altceva decât să-i încarce pentru un an nou care îi așteaptă atunci când se vor întoarce fiecare la locul de muncă, în afară. Mereu am zis că un tânăr, oricât de bine pregătit ar fi, oricât de talentat ar fi, oricât de bine intenționat ar fi să facă ceva în viitor, dacă nu-și cunoaște originile,
nu va putea merge foarte departe, pentru că imediat influența negativă sau, cum se spun, secularismul pe care îl vedem azi atât de întâlnit în afară, își va spune cuvântul. Tinerii sunt datori să-și cunoască valorile, să le promoveze, pentru că doar așa vor înțelege și celelalte popoare. Ori, noi cu toții ne dorim să fim un popor iubit. Păi dacă noi nu ne iubim ca neam, cu siguranță alții nu ne vor iubi. De aceea, sunt niște pași pe care trebuie să-i facem cu tânăra generație, să-i ajutăm să conștientizeze faptul că, fără de a ne cunoaște trecutul, nu putem avea un viitor. Îmi place cuvântul pe care îl spune foarte des domnul academician Ioan Aurel Pop, legat de patriotism, pentru că mulți percep într-un mod greșit această denumire de patriotism. Și l-a spus așa, că patriotismul ține de iubire. Vine de la cuvântul pater, care înseamnă părinte, adică iubirea de părinte, iubirea de părinții părinților noștri, și așa mergem până în spate. Și ne ajută să înțelegem de unde venim, să înțelegem prezentul și ne îndreaptă spre viitor. Deci are un rol aparte cunoașterea asta a identității naționale. Okay.
Și întotdeauna am admirat felul în care dumneavoastră ați îmbinat tradițiile, cu istoria neamului românesc, cu ceea ce înseamnă ortodoxie, credință strămoșească în toate activitățile desfășurate de către grupul tradițional ai lui Ștefan Noioșteni. Așa este, pentru că noi ca și popor român să nu ne putem defini ca neam în afară de a fi creștini. Suntem și creștini și români deodată. În curând, adică am sărbătorit pe Sfântul Apostol Andrei. Și știm ce rol important a avut el în definirea identității spirituale a neamului românesc. Nu întâmplător, fac o comparație, nu întâmplător, poporul român a avut cumva o istorie dusă ca jertfă și ca înviere, după modelul Domnului Iisus Hristos. De multe ori am fost jertfiți, dar de fiecare dată am înviat. Rămâne, drept dovadă, peste veacuri, până la sfârșitul lumii, cred, vulturul din tema noastră care poartă o cruce. Ce ne amintește acest lucru? Că tot ceea ce s-a întâmplat în această țară s-a întâmplat prin jertfă, adică prin iubirea jertfelnică. Românii tot timpul au știut să se jertfească din iubire și nu este puțin lucru. Și-aș vrea să-mi vin.